Buonasera, stimați telespectatori, sunt Nicu Dolea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Sportivă aici, la Litoral TV. În această seară, invitații mei sunt doamna Cristina Gâdea, instructor Aikido, Aikikai, și domnul Laurențiu Ion, de asemenea instructor în Aikido. Bună seara! Dânsii, bună seara, bine ați venit și o să intrăm direct în subiect. Veniți de la o manifestație foarte importantă, ținută în Japonia. Vorbiți-ne puțin despre asta. Așa este. S-a desfășurat în Takasaki, în Japonia. S-a desfășurat al 12-lea Congres Internațional al IAF. IAF este Federația Internațională de Aikido. Este organizația la nivel mondial care se ocupă de promovarea și răspândirea unei arte marțiale fondată de Morihei Ueshiba și de menținerea liniei tehnice și filozofice, am putea spune, lăsată moștenire de acesta în conducerea Hombu Dojo, Aikikai Hombu Dojo, cartierul general al Aikido în Japonia. Câți membri are organizația asta, care bănuiesc că e organizația mondială? Este o organizație la nivel mondial. Cu aproximație, evident, nu... În momentul acesta au fost admiși noi membri în cadrul Congresului. În momentul acesta are peste 50 de membri. Este de spus faptul că membru IAF înseamnă că fiecare țară poate avea o singură organizație recunoscută de Hombu Dojo ca membru IAF. Asta nu înseamnă că nu mai există și alte organizații recunoscute de Hombu Dojo, însă fiecare țară poate să trimită un singur reprezentant. Înainte de aderarea la IAF, organizațiile petrec un timp ca membri observatori pentru a vedea dacă politicile IAF se emulează pe nevoile lor și dacă pot fi primiți ca membri IAF, dacă și ei îndeplinesc condițiile. Da? Iar apoi sunt primiți ca membri cu drepturi depline. Din partea României este Fundația Română de Aikido Aikikai, care este membră cu drepturi depline din 2012. Cum a fost, domnul Laurențiu Ion, cum a fost organizarea? Cum vi s-a părut organizarea acestui eveniment important? Având în vedere că am fost în Japonia, ce am putea să spunem? O organizare japoneză, cu totul pus la punct, de la cap la coadă, un eveniment cu un grad mare de participare. Am fost, cred că, peste 2000 de practicanți. Nu vorbim de cei care au fost în staff. Trebuie să spunem că locația în care s-a desfășurat acest eveniment a fost inaugurată cu acest eveniment. Ea s-a pus în discuție în 2014 și s-a dat în folosință cu acest eveniment în 2016, unde vreau să zic că totul era ca la carte. Foarte multe țări participante, peste 30 de țări participante, cu fiecare cu reprezentanții lor, 21 de antrenamente în 6 zile, pe lângă ședințele care s-au ținut acolo, am văzut multe, cum să zic, n-aș putea să spun stiluri diferite de practică, pentru că Aikido are o bază generală, dar am văzut multe metode de predare din partea maestrilor japonezi și a celorlalți din Europa, mult entuziasm față de practicanții care au fost acolo și... Una peste alta, o organizare ireproșabilă, nu? Ireproșabilă ca și organizare, da. Sunt multe impresii care nu s-au așezat. Doamna Cristina, care e limba acestei discipline sportive? S-a vorbit în engleză? S-a vorbit în japoneză acolo? S-a vorbit în japoneză tradus în engleză. Unul din motive este pentru că în Aikido, pentru a respecta această linie tehnică, și comenzile sunt în japoneză. Deci așa toți termenii sunt în... Exact. Cei care vin să învețe Aikido, să învețe și un pic de japoneză.
pentru că toți termenii sunt cei originali care exprimă esența fiecarei tehnici. Sunt tehnici care ar avea o traducere liberă la noi. Destul de aproximativă. Da, destul de aproximativă, pentru că este foarte greu de tradus limba japoneză în toată complexitatea ei. Însă sunt tehnici care s-ar putea traduce aruncarea cer pământ sau aruncarea în patru colțuri. Sau, sunt foarte metaforice. Limba japoneză e mai mult simbolică. Foarte simbolică. Da. Da. Cum vorbiți-ne de delegația României și cu ce v-ați prezentat dumneavoastră, pentru că amândoi am înțeles că ați făcut parte din delegație și probabil au mai fost și alții. Da. Și cum a fost receptată România la această manifestație importantă? Ca și participanți din România am fost în jur de 17-20 de persoane, cred. În total. Eu și cu Cristina am fost reprezentați din partea Constanței, au fost reprezentați din partea Clujului și din Deva. Da. Pe asta vreau să vă întreb, în afară de Constanța, care sunt centrele importante în Aikido? Clujul este centrul important pentru că acolo a luat ființă Fundația Română de Aikido Aikikai. Acolo este centrul din România. Care la anul îndeplinește 20 de ani. 20 de ani, este, da, un eveniment foarte, și o să fie marcat evenimentul. O să-l sărbătorim corespunzător cu un seminar condus de Oaka Sensei, care este moștenitorul tânărul profesor, da. Și o suită de mari maeștri pe care am avut ocazia să-i vedem și acum în Japonia. Cu ce ne-am prezentat noi acolo? Păi, la sfârșitul congresului s-au făcut demonstrațiile pe țări și ne-am prezentat cu o demonstrație pe care am făcut-o și noi. Iar vis-a-vis de percepția pe care o avem acolo în staff, vis-a-vis de ce a spus mai devreme și Cristina, avem un membru ales în Consiliul Director al IAF-ului, al Federației Internaționale de Aikido. Este o premieră? Pentru prima dată când se întâmplă așa ceva în român, este în comitetul director. Ceea ce înseamnă, vis-a-vis de întrebarea pe care mi-a spus-o, că percepția vis-a-vis de noi acolo este una destul de ridicată, având în vedere și faptul că acum 2 ani de zile am avut aici un eveniment la care a fost invitat Oaka Sensei, iar raportul tehnic pe care l-a dat, pentru că așa se face de obicei, acolo când s-a dus în Japonia, a fost nivel tehnic ridicat. Ceea ce înseamnă că entuziasmul vis-a-vis de Aikido la noi în țară este ridicat. Doamna Cristina, unde ați plasa România în context european la acest sport? Pentru că îl numim sport, de fapt dumneavoastră o să ne spuneți mai târziu diferența dintre un sport clasic și Aikido. Din punctul nostru de vedere, pentru că spunea și colegul meu, ne bucurăm de încredere ridicată din partea Honbu Dojo. Considerăm că se află printre țările cu mare entuziasm față de acest stil. Ar trebui să spunem că Aikido, în funcție de definiția sportului pe care o luăm în considerare, poate fi considerat sau nu un sport, pentru că nu este, este un sport necompetițional. În Aikido nu există competiție. Nu se stabilesc ierarhii. Se stabilesc ierarhii, dar sunt grade în cadrul organizației și sunt mai mult relevante pentru autoevaluare și pentru evaluarea în cadrul organizației. În Aikido nu poate exista competiție pentru că fondatorul Morihei Ueshiba a lăsat cu limbă de moarte că Aikido de fapt este un mod de a armoniza, de a aduce pace. Este o artă marțială și dacă e să ne luăm după etimologia cuvântului marțial, este
un mod de luptă, dar rezultatul ideal al unei confruntări în Aikido este ca atât cel atacat, cât și cel care atacă să scape nevătămați și cu o lecție de viață învățată. Fără a stabili un învingător. Fără a stabili un învingător. Se consideră în mod ideal că ambii sunt învingători pentru că reușesc să depășească momentul conflictului și să soluționeze în mod pașnic sau să-și depășească niște probleme. Da, asta practic nu se luptă, se armonizează. Da. Da. Asta în condițiile astea nu se dau medalii, nu sunt titlu de campion, doar urci sau cobori într-o ierarhie de interior, pe care o stăpânesc foarte bine cei din interior și bănuiesc că o și... Și care reflectă competența personală în artă. Sunt și aici, ca la alte sporturi, culori... Grade. Sunt grade? Sunt grade. La copii există centuri colorate, pentru că pentru ei e mult mai simplu să... Să se evalueze atunci când au un stimulant vizual. Pentru adulți în Aikikai există doar centura albă, maro la noi în Fundația Română Aikido Aikikai, și neagră. Adulții au până la 2 Q au centura albă, 2 și 1 Q au centura maro, după care trec în sistemul de dan, shodan, cu prima centură neagră și urmează mai sunt examene ulterioare pentru... Dar nu se mai schimbă centura. Dar nu se mai schimbă centura, da. Spuneți-ne numele celui românului care a reușit să intre în această mare familie. Este președintele Fundației Române de Aikikai, Aikido Aikikai, Dorin Marchiș. E probabil din Cluj. Este din Cluj. Este din Cluj, da, și a fost ales unul dintre cei 4 membri ai comitetului director. Deci asta vreau să vă întreb, mi-ați luat înainte întrebării, câți membri sunt în comitetul director, câți membri? Există o structură, există un chairman, un vice chairman, președintele IAF, care este întotdeauna doshu. Doshu înseamnă conducătorul căii. Și în sistemul Iemoto, în Aikido Aikikai, se trece conducerea organizației din tată în fiu. Evident că nu e suficient să fii fiul al familiei, trebuie să fii și practicant de Aikido, și pentru că altfel nu poți supraveghea păstrarea liniei și calea pe care a lăsat-o Moriheu Ieshiba. Deci președinte este întotdeauna doshu pentru a asigura omogenitatea Aikido-ului, iar în comitetul director există niște poziții, există un președinte, un chairman, un vice chairman, secretar general și 4 membri. Și mai sunt 2 consilii, Consiliul Tehnic și Consiliul de Seniori, numiți de președinte sau de chairman. Sunt astăzi niște detalii tehnice ușor. Iar alt aspect foarte important, pentru că pe mine mă privește personal, este faptul că pentru prima oară, în urma unei directive a Comitetului Olimpic, s-au început demersuri pentru promovarea femeilor în toată lumea sportivă. Da. Și pentru că IAF este încă din 1984 membră cu drepturi depline a ceea ce este acum Sport Accord, și IAF-ul a achesat, da, și este pentru prima oară când o femeie, Henriette Flader, a fost aleasă în comitetul director, și pentru prima oară când 3 femei instructori au ținut antrenamente și respectiv demonstrații în cadrul congresului. Este un moment extrem de important și pentru că societatea japoneză este tradiționalistă, să spunem, iar faptul că femei au fost promovate și aduse în față, puse în prim plan într-un asemenea eveniment, este extrem de important. Da, antrenamente care, am înțeles de la dumneavoastră, s-au desfășurat în prezența 2000 de oameni, de 1000 de specialiști din toată lumea. De practicanți. Da, de practicanți. Da. Care din punct de vedere tehnic, este presiune destul de mare. Și mai ales că au ținut antrenamente cei mai mari maestri
nu toți, pentru că a fost un număr limitat de zile și de antrenamente, dar printre cei mai mari maestri de aikido din lume. Și atunci experiența cu totul a fost una deosebită, iar faptul că au fost trei femei. V-a făcut o mare plăcere. Mi-a făcut o mare plăcere. Domnule Laurențiu, vorbiți-ne de sala în care s-a desfășurat. Am înțeles că o bijuterie făcută într-un timp foarte scurt, 2 ani. La noi în 2 ani nici nu se face studiul de fezabilitate. Da. O să încep prin a spune că aveam o suprafață de lucru, noi lucrăm pe saltele, de aproximativ 700 de metri, cred. Era doar suprafața de lucru, unde puteam de lucra, sala fiind mult mai mare. Nu știu câte lucruri erau pentru spectatori, dar ăsta este un aspect important, pentru că aikido este o activitate care se desfășoară cel mai mult acolo pe saltele, pe tatami. Spectatorii la acest congres au fost într-un număr mic. Deci mai mult s-a stat pe saltea, nu în tribună. Ceea ce spune foarte multe despre lucrul ăsta. În rest, ca și nu mă pricep foarte bine la structuri, la construcții, dar știu că totul era... Nu dotarea pentru dumneavoastră, pentru da, cei care practicați acest sport. Asta vreau să spun. Am avut pus la dispoziție tot ce am avut nevoie. Au fost vestiare cu chei, am avut dușuri, am avut îndrumători pe tot parcursul congresului. Dacă vreau să mergem într-o parcă, erau, o sală este destul de mare și sunt diferite secțiuni pe unde se intră, pe unde se iese. Nu stăteam să căutăm, să vedem pe unde. Erau oameni care erau puși la dispoziția noastră să ne ajute în vederea bunei organizări. În plus față de semnele puse la dispoziție. Da. Cum a fost prima dată în Japonia? Da. Cum? Impactul pe care l-ați avut când ați întâlnit lumea niponă? A fost o experiență dincolo de orice așteptare pe care ai putea să o ai. Pentru oricine, bănuiesc, pentru noi cu atât mai mult, pentru că avem o oarecare legătură cu Japonia și cu cultura japoneză, este depășirea oricărei așteptări. Nu, oricât ai crede că știi despre Japonia, ajungi acolo și îți dai seama că nu știi nimic. Sunt niște oameni extrem de binevoitori și de foarte bine organizați și de nu știu dacă umilie, nu știu dacă cuvintele din vocabularul occidental se potrivesc perfect pe personalitatea japoneză, dar să zicem că sunt foarte umili și foarte plini de compasiune și atenți față de ceilalți. Am avut, pe lângă organizarea pe care au avut-o cei care au pregătit evenimentul și la care te aștepți, fiind organizatori, te aștepți să aibă un anumit standard de comportament, însă noi, printre multele antrenamente pe care le-am mai avut, am mai fugit un pic și în zonă să mai vizităm obiective turistice și de fiecare dată am fost întâmpinați cu bunăvoință și cu dorința de a ajuta și chiar fără să cerem ajutorul, dacă păream oarecum dezorientați, venea cineva să ne ajute, fără să vorbească o boabă de engleză. A fost un episod cu o doamnă, cu o bătrânică adorabilă, care nu vorbea o boabă de engleză. Noi vorbeam poate jumătate de boabă de japoneză, foarte greu de conversat în situații de genul ăsta, și care a mers dincolo de ce ar fi putut să fie necesar să facă, să ne ajute. A venit, a stat cu noi, s-a dus, a întrebat 500 de metri mai încolo, s-a întors. Foarte drăguți, foarte drăguți. Iar organizarea, v-a spus și Laurențiu, absolut impecabilă. Absolut impecabilă. În afară de Japonia, care este țara de origine, în Asia, unde mai este la loc de cinste aikido? N-aș putea să spun o anumită zonă în care este la loc de cinste. Aikido în ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult. Este prezent aproape... Da, în Europa a pătruns foarte puternic, dar mă gândeam în zonă, știu eu, Vietnam, China, Coreea, dacă au importat. Asta.
Este, știm sigur că este în Hong Kong, destul de improbabil, dar în Kirghizistan. Da. În Indonezia, Malezia, nu, dar nu știu exact în China care este prezența. Este prezent în... cam au o oarecare reticență, cam au sporturile lor pe care le promovează și importă mai puțin. Ca și zonă de influență și ca zonă de dezvoltare maximă în Asia, este în Japonia. Nu are unde să fie în altă parte pentru că de acolo pleacă. Iar știți că în Asia, într-adevăr, artele marțiale s-au dezvoltat foarte mult și sunt diferite stiluri. China, Vietnam, India, nu cred că există o zonă din Asia, în afară de Japonia, în care Aikido să fie la mare putere acolo. Dar există. Și în Europa, care sunt centrele de putere? Foarte greu de spus. Da, destul de greu de spus. Pentru că Olanda știu că a importat masiv arte marțiale din... Olanda, dar nu știu dacă și Aikido. Da, Olanda, absolut. Chiar unul dintre maestrii... Este secretarul general. Este secretarul general al IAF și unul dintre maestrii care ne vizitează cel puțin o dată pe an. Christian Tissier este un exponent important al Aikido-ului în Europa. Este, de altfel, primul și singurul non-japonez care a primit gradul de 8 dan. De la prima centură neagră până la 4 dan, 1, 2, 3, 4 dan, se dau examene. După aceea, gradele se primesc în funcție de diferite merite, de aportul respectivilor indivizi pentru promovarea, dezvoltarea, implicare în activitate. Cristian Tissier este unul dintre cei care au făcut foarte multe pentru francez. Francez. Care sunt, înainte de o pauză publicitară, o să vă întreb care sunt personalitățile importante care ne-au vizitat țara în ultimul timp? Păi putea să începem cu Mitsuteru Ieshiba, care am zis că acum 2 ani l-am avut aici la Cluj, care este Waka Sensei, tânărul profesor, următorul care va ține în continuare linia. Christian Tissier, care vine de vreo 3 ani de zile regulat la noi aici. Vilco Vrisman, care este general al reprezentatul din Olanda. Personalități importante. Este foarte important. Noi avem un responsabil tehnic pentru zona geografică, numai pentru România, care este Yukimitsu Kobayashi. Practic este profesorul nostru. Profesorul nostru al tuturor și care ne vizitează în fiecare an și care se asigură că evoluăm tehnic în direcția corespunzătoare și că menținem linia. Și nu aveți devieri. Că nu deviem, sigur. Și mai vine Ikeda Sensei, vine ca partea unui eveniment, se numește Aikido Bridge, care nu este neapărat un seminar în sensul clasic al cuvântului, cât mai degrabă un mod de a ne arăta unde am putea și ar trebui să ajungem cu toții. Aikido are o componentă filozofică destul de, pe lângă componenta sportivă, fizică, are o componentă filozofică foarte importantă. Noțiuni ca golirea minții, să ai tot timpul mintea unui începător. Asta, nu știu, n-aș vrea să intru foarte mult în amănunt, dar în Aikido sunt... După o scurtă pauză publicitară, o să vorbim și despre Aikido în România, Aikido la Constanța. Am revenit la Săptămâna Sportivă, aici la Litoral TV, alături de doamna Cristina Gâdea și de domnul Laurențiu Ion. Și o să o rog pe doamna Cristina să ne spună unde își desfășoară activitatea în Constanța. Există mai multe săli în Constanța. Noi avem dojo-ul central în strada Unirii. Este sediul
clubului principal Aikido Aikikai Constanța și în aceeași locație își desfășoară cursurile și colegul meu la Yamato Dojo. În sala din strada Unirii avem o suprafață de 250 de metri pătrați de tatami. Doar a dumneavoastră sau să mai pregătesc acolo și alți sportivi de la alte discipline sportive? Sau? Deocamdată ne pregătim doar noi acolo. Da. De ceva timp ne pregătim doar noi acolo. Cum spuneam, 250 de metri pătrați de tatami, vestiare, toalete, bază materială bună. Și acolo își desfășoară activitatea grupele clubului principal, luna, miercurea și vinerea, și colegul meu Laurențiu joia, mai marța, joia și sâmbăta. Iar eu, pe lângă antrenamentele de la dojo-ul principal, mai desfășor activitatea pe strada Brătianu, în sala de sport a grădiniței Chițibiții, pe o suprafață mai mică, în jur de 60 de metri pătrați, grupe de Bănuiesc copii. Cu grupe de copii, da. Grupe de copii, da. Grupe de copii, marțea și joia. Noi lucrăm în general cu toate grupele de vârstă, bineînțeles că copiii reprezintă componenta principală. Avem grupe de la 4 ani până la... Un lucru interesant în Aikido, ești considerat copil până la 14 ani. De la 14 ani treci în sistemul de evaluare al adulților. Deci putem să spunem că avem copii între 4 și 14 ani și tineri, da. Și grupe de adulți. La dumneavoastră, înțeleg că aceeași bază materială. Aveți, ce știți, pe dumneavoastră o să vă întreb, unde mai sunt săli în care se practică Aikido în județul Constanța? Da, deci de ce v-a spus Cristina, sunt dojo-urile unde practicăm Aikido în oraș, în Constanța. Mai avem deschise dojo-uri de Aikido în Năvodar, bineînțeles, unde predă Gabriel Vasu Sensei, în Mangalia, în Eforie Nord, și momentan cam atât. Astea sunt dojo-urile pe care le avem în județ. Avem în vedere o dezvoltare, bineînțeles, în următorii ani, probabil în Ovidiu, din câte am înțeles, și, mă rog, în zonele din apropiere. Dar dojo-ul principal este, cum v-a spus și Cristina, la Constanța, pe strada Unirii numărul 67. Este sala de sport a Universității Spiru Haret, unde acolo ne desfășurăm activitatea eu împreună cu Sensei Ion State și unde ținem evenimentele importante, stagiile de pregătire, pentru că sala de acolo ne permite, este cea mai mare pe care o avem. Ca și structură de antrenament, avem grupe de copii pe vârste. Spuneți-ne limita. Asta vreau minimă. De când poate să-și aducă un părinte copilul la... Cred că putem să începem de la vârsta de 4 ani. Spre exemplu, grupele sunt formate în felul acesta. 4, 6, 7 ani, 7, 14 ani și cei peste 14 ani, cum a spus și Cristina, sunt deja adulți. Da. De ce așa? Pentru că am zis că o să vorbim și despre practic ce înseamnă Aikido. Pentru că el nu este un sport în sine. De ce nu este un sport? Pentru că nu are competiție între competiție cu altcineva. Da? Singura competiție, deși știu că sună mai pompos așa, este cu tine însuți. Aikido este un sistem, în primul rând, un sistem educațional. De asta se și potrivește copiilor. De asta îi aducem de la 4 ani în sală. Pentru că la 4 ani performanțele lor sportive nu pot fi mari. Dar cu ce se începe prima dată este partea de disciplină. Care, mă rog, constă în niște reguli pe care ei trebuie să le respecte. Iar în timpul ăsta se lucrează și la partea sportivă. La fiecare vârstă, cu specificul vârstei. După fiecare în parte. Știți cumva în Japonia este introdus în școli?
Se poate, Japonia e un sistem diferit față de sistemele occidentale de introducerea sportului în școli. Ei au cluburi, nu au propriu-zis ore de sport așa cum le înțelegem noi, însă au cluburi de activități după terminarea orelor de... cumva extrașcolar, cum se poate spune așa. Dar o combinație între, pentru că sunt susținute, se desfășoară în școli, sunt susținute de școală, sunt deschise membrilor, elevilor din școlile respective. Dar nu sunt introduse în programa școlară, adică nu între două ore de matematică sau între două ore de limbă japoneză, după, probabil. Ei au alt sistem, după părerea mea, un pic mai bine structurat, în care activitățile de tipul ăsta sunt desfășurate separat, ca să te poți concentra pe activitatea respectivă și nu pe faptul că ai tricou ud pe tine la ora de matematică după ce ai făcut aikido. Dar da, se practică. Sunt cluburi de aikido și ca un element așa suplimentar, Poliția Metropolitană din Tokyo, nu este vorba de copii, dar este vorba de introducerea obligatorie. Poliția Metropolitană din Tokyo a introdus obligatoriu ca disciplină pentru membrele sale, deci pentru polițiste, aikido. Tocmai bănuiesc eu valențelor educaționale. Și valențe educaționale și pentru faptul că în aikido, aikido nu este bătaie. Deci nu învățăm să dăm cu pumnii și cu picioarele. E scoasă agresivitate, scoasă concurența asta care duce de foarte multe ori la agresivitate, să-ți învingi cu orice preț adversar. Da, da. Este un sistem foarte bun, foarte eficient de autoapărare. Tehnicile de aikido sunt extrem de eficiente. Însă folosește un alt tip de mentalitate. Se folosește lovitura, greutatea, priza adversarului și se întoarce frumos împotriva lui. Îi dă timp să se gândească, să zicem. După care se termină cu o fixare sau cu o proiectare în funcție de oportunitatea momentului. De ce spun asta? Pentru că este foarte important, în primul rând, pentru copii. Sunt mulți părinți care au reticențe în a trimite un copil la artă marțială pentru că nu vor să accentueze agresivitatea, mai ales la băieței, la o anumită vârstă devin foarte competitivi și foarte agresivi și nu se bat din orice, se iau la harță din orice. În aikido, vor să-și testeze. Exact. Puterea. În aikido nu se întâmplă lucrul ăsta. În aikido nu se accentuează agresivitatea, dimpotrivă, înveți să o stăpânești, înveți să te stăpânești pe tine, înveți să stăpânești o situație. Și deși este o formă de artă marțială și deși este foarte bun pentru autoapărare și te poate scoate din situații foarte dificile, nu accentuează probleme deja existente. Alt aspect este faptul că lucrând cu ceea ce îți dă adversarul, cu materialul clientului, o tehnică de aikido bine învățată, un principiu de aikido bine învățat poate fi aplicat de oricine, la orice vârstă, de orice statură. De asta și poliția din Tokyo a introdus pentru femei, pentru că este foarte eficient, este foarte potrivit femeilor și copiilor. E foarte ușor să ieși dintr-o situație lipicioasă, fără să se întâmple nimic, să ți se întâmple ție nimic grav și mai mult decât atât, pentru copii important, fără să intri în belele la școală și să ți se scadă nota la portare că te-ai luat de la bătaie. Nu ajungi în bătaie. Cum ați ajuns dumneavoastră, domnul Laurențiu, cum ați ajuns la aikido? Cum ați făcut cunoștință prima dată cu asta? Pentru că există un moment. Da, eu chiar l-am căutat, pentru că nu sunt la prima întâlnire cu artele marțiale, eu practic mai de mult. Am practicat și Kyokushin, ceea ce a făcut și colega mea la un moment dat. Iar în timp am studiat, pentru că mi-au plăcut artele marțiale și cel care ne-a deschis ochii pe aikido, asta trebuie să spunem și cred că toată lumea care este în domeniul artelor marțiale știe, este Steven Seagal, cel care a făcut acele celebre filme acum câțiva ani de zile. Și de acolo am început să căutăm, să vedem. Iar clubul pe care l-am găsit aici în Constanța este cel pe care l-a deschis Sensei Ion State, cel din strada Unirii numărul 67. Să vă spun, eu m-am apucat de aikido pe la 32 de ani, cam așa.
Și ați descoperit după ce ați avut experiențe asta în alte. Asta vreau să vă spun, da. De obicei, Aikido este practicat de, vorbesc de adulți și la un anumit nivel, este practicat de cei care au mai avut contact cu artele marțiale. Este un pic, nu este greu, dar este un pic mai dificil de înțeles care sunt principiile, mai ales că vorbim de o artă marțială unde cam toată lumea la asta se gândește când aude artă marțială, de lovituri, de contact dur și de luptă, ceea ce aici nu se întâmplă și nu se întâmplă din prima și se întâmplă după mai mult timp, pentru că necesită anumită pregătire. Aikido este, cred că, singura artă marțială care are o școală a căderilor, ceea ce este un lucru foarte important, mai ales că se potrivește foarte bine copiilor, lor plăcându-le să se dea peste cap, să se agite, să se ridice. Este exact ce spunea Cristina. Agresivitatea există de la anumite vârste. Numai că aici învață să o controleze. Este în sală, este un mediu controlat în care copiii și adulții pot greși fără să se rănească. Ceea ce este un lucru destul de important. Să înțeleg, doamna Gâdea, că Aikido să vină din alt sport, dar să și pleacă spre alt sport. Un practicant de Aikido din tinerețe poate la un moment dat să renunțe și să facă o altă artă marțială? Mi s-a întâmplat? Adică ați poate avut cazuri? Poate în tinerețe. Până, o să fiu extrem de subiectiv acum și o să spun că da, poate în tinerețe, când până îți vine mintea la cap, poate pleci din Aikido, dar când te așezi, rămâi. E posibil să te întorci. Da, este... Constat că e o dragoste mare la amândoi pentru Aikido. Este, pentru că și eu, întâmplător, am venit din aceeași artă marțială, din Kyokushin. Care este una dintre cele mai dure arte marțiale. Una dintre cele mai dure arte marțiale din lume. Și întâmplător, la fel ca și colegul meu, am căutat altceva și atunci când am găsit Aikido, eu de obicei mă plictisesc foarte repede. Sunt foarte puține chestii care mențin interesul dincolo de un anumit punct, însă Aikido este o sursă nesfârșită de provocări și de satisfacții în același timp. Și bănuiești de noutăți. Și de noutăți, pentru că pe lângă n-are cum să se termine. Învățăturile din Aikido n-au cum să se termine. Există un număr de tehnici pe care le înveți din punct de vedere mecanic, însă rafinarea lor presupune, vorbesc acum mai mult pentru practicanții adulți, pentru că la copii are un pic altă componentă, dar pentru practicanții adulți, rafinarea tehnicilor din Aikido și învățarea principiilor din Aikido înseamnă în același timp și rafinarea propriei persoane. Aikido se poate aplica în orice aspect al vieții. Sunt principii pe care le poți aplica și există în Occident, există mișcări puternice în sensul ăsta. Aikido management, da, există și manuale. Self-help. Asta vreau să vă întreb. Există manuale? Adică cineva care vrea să se documenteze pentru el. Nu, poate nu neapărat să practice, dar să documenteze. Există manuale? Și pentru dumneavoastră, ca instructor. Pentru aplicarea Aikido în alte aspecte ale vieții există. Sunt, mai ales în Occident, specialiști care au făcut tot felul de analogii și au arătat cum se poate aplica. Acum, pentru practicanții de Aikido manual, în sensul tehnicii ilustrate, urmează. Da. Urmează cât de curând, că suntem în curs de a elabora un asemenea manual, nu știu dacă manual este cuvântul potrivit. Și există tot felul de alte cărți cu și despre Aikido, însă Aikido nu se prea poate învăța din cărți. Poți să citești despre componenta filozofică, poți să vezi niște ilustrații. Nu se poate practica din cărți, asta este poți clar. Să... E o greșeală. Da. Poți să vezi ceva. Niște ilustrații ca să-ți iei niște repere, însă Aikido se practică. Nu, zic se eu, simt... să faci cunoștință, să simți că te-ar interesa și pe urmă, evident, să mergi la o sală și să cred că cel beneficiezi. Mai eficient ar fi să căutați pe YouTube Aikido. Și dacă sunt multe clipulețe cu Aikido pe YouTube, de la Steven Seagal și Cristian Tissier până la tutoriale pas cu pas despre cum se face o cădere în față sau în spate și cred că poți să-ți faci o idee vagă despre ce înseamnă Aikido, însă, din nou,
trebuie să vin în dojo ca să... Domnule Laurențiu, îi căutați dumneavoastră pe viitorii practicanți? Vin părinții cu copiii la dumneavoastră? Cum se întâmplă? Cum funcționează acest lanț care trebuie să fie, probabil că în fiecare an mai vin o generație? Sunt mulți, sunt puțini, cam cum se petrec lucrurile? Da, după cum v-am spus, nefiind un sport în sine, nu se fac selecții cum se fac la celelalte sporturi. Spre exemplu, la fotbal sau la handbal, te duci la școală, faci, dai o probă cu niște copii și vezi, nu. Deși noi, de-a lungul timpului, am făcut demonstrații prin marile moluri din Constanța, chiar și pe la Casa de Cultură, am fost și în școli să prezentăm. Singura noastră formă de promovare și de a arăta lumii ce facem este demonstrația. Demonstrația fizică. Dar de obicei trendul ăsta cu Aikido a luat amploare și oamenii au început să caute și în mod special părinții care își aduc copiii la sală chiar caută, avem un site pe unde există toate informațiile, aiki.ro se numește, este site-ul principal al nostru. Iar de obicei și în ultimul timp, cei care vin la sală află de la cei care sunt deja acolo. Adică se duce vorba, în mod special la copii. Părinții vorbesc între ei și în felul ăsta ajung la noi în dojo. Este la fel și cu adulții. Doamna Cristina, este costisitor Aikido. Ar trebui să știe părinții care nu hotărăsc să aducă copii. Nu este costisitor. Investiția inițială. Noi avem o politică de 3 antrenamente de încercare în care părinții pot vedea dacă copilului se potrivește. Noi putem vedea dacă copilul se potrivește. Și pentru că există totuși niște cerințe, trebuie să aibă un minim de motricitate, de un minim de atenție și de disponibilitate, chiar dacă noi educăm mare parte dintre acestea în timpul antrenamentelor, trebuie să existe un material cu care să se poată lucra. Investiția inițială, până te lămurești dacă vrei sau nu să rămâi, este zero. După care, din punct de vedere al echipamentului, acesta constă într-un keiko-gi, costum de antrenament, denumit popular kimono. De așa și toată lumea. Bluză, pantaloni și centură. Nu mai știu acum în jurul cărei sume se învârte, dar cred că undeva pe la 100 de lei. 100-150 maxim, 100, depinde 150, de noi. Bine, există evident da. Echipamente mai costisitoare, însă pentru un copil, mai ales un copil în creștere, cam asta este investiția. Echipamentul, până să-ți iei costumul de antrenament, echipamentul constă în pantaloni lungi, tricou cu mânecă scurtă, cu sau fără șosete, de preferat fără, dar în funcție de sensibilitatea părintelui, cu sau fără șosete și o pereche de papuci cu care să te deplasezi de la tatami până la vestiar, toaletă. Antrenamentele se desfășoară în picioarele goale, fără încălțări, adică. Da. Și cam asta este toată investiția. Iar după ceva timp, când se hotărăște să rămână și consideră că vrea să continue, costumul de antrenament, care nu cred că față de alte sporturi... Cel de competiție diferite, cel de antrenament? Noi nu avem competiții. Nu, dar demonstrații, de exemplu. Nu avem competiții, dar demonstrații aveți. Ca aspect este același. Și pentru cei care participă ocazional la demonstrații sau la examene, nu e nevoie de achiziționarea unui echipament special. Pentru noi ceilalți care trecem prin ghiuri ca prin unt, mă rog, în funcție de cum le tocește fiecare și achiziționează altul sau mai bun, sau, dar astea sunt opționale. Și celelalte costuri ar fi cotizația lunară, pentru că noi suntem organizați sub forma unui club care este 120 de roni și cam atât. Mai sunt, eu știu, ocazional, mai sunt niște taxe de examinare ocazional, dar care sunt oricum modice. Deci, ca sport, ca investiție, nu este deloc costisitor.
Vă așteptați la o evoluție ascendentă în anii următori și la alte centre care sau chiar ajutați ca și alte centre să se dezvolte în România? Sigur. Că mi-ați zis că sunt trei centre puternice, Cluj, Deva, Constanța. Nu, probabil și altele mai puțin multe. Dezvoltate. Sunt mai multe. Cluj, Deva și Constanța au trimis reprezentanții la congres. Congres. Sunt mai multe centre. Cred că avem în fiecare județ aproape. În fiecare oraș principal din țară există oraș cu siguranță. Din țară, cu siguranță. Și suntem într-un trend ascendent. Sperăm să fie și mai bine, pentru că din punctul nostru, cel puțin din punctul meu de vedere, ar trebui să facă aikido toată lumea. Este... un mod foarte bun. Uite, vă ridic mingea la fidel. Spuneți-mi de ce ar trebui eu, bunic, să-mi aduc nepoatele la aikido. Ce ar câștiga ele ca și personalitate din asta? Eu am o vorbă acum în funcție de sensibilitățile fiecăruia, nu știu cum se potrivește sau nu, dar eu consider că aikido te pune față în față cu toți demonii tăi, indiferent care ar fi, și te ajută să-i stăpânești și să-i înlături pe fiecare. Dacă ești prea agresiv, aikido te învață să fii mai puțin agresiv. Dacă ești prea emotiv, te învață să fii mai puțin emotiv. Dacă ești nesigur și nu îți finalizezi acțiunile, te învață să le finalizezi. Dacă ești prea incisiv, te învață să te rotunjești un pic. Deci din punct de vedere al și nu schimbă personalitatea. Iar pentru nepoțele, pentru că vorbim la genul feminin, iar eu am o sensibilitate deosebită pentru subiectul ăsta, este foarte important pentru fetițe și pentru femei să înțeleagă că pot avea încredere în ele și că pot ajunge la rezultate importante fără să modifice ceea ce sunt. Aikido, de multe ori femeile în artele marțiale sunt privite cu oarecare reținere, pentru că uneori se masculinizează sau, mă rog, privesc ele lucrurile ca și cum ar fi împinse spre a se masculiniza, însă în aikido nu este nevoie de așa ceva. Aikido lucrează cu trăsăturile pe care le ai. Nu te obligă să fii mai puternică, mai musculoasă, mai niciun fel. Așa cum ești, dar în varianta cea mai bună a ta, e perfect. Și atunci, din punctul meu de vedere, pentru fete este ideal aikido. Cum sunteți privit în colectivul din afara sălii de sport? Faptul că faceți o artă marțială, colegii, eu știu, de servicii, prietenii din copilărie, cei care nu au îmbrățișare, că bănuiesc că majoritatea prietenilor sunt cei care fac și ei arte marțiale. Prieteni pe care mi-am făcut de când am început să fac arte marțiale. Mai am și ceilalți prieteni care nu fac arte marțiale. Despre ceilalți vorbeam. Care mă înțeleg foarte bine. Bine, cei care îmi sunt prieteni mă cunosc de când suntem mai mici și știu că am avut înclinație spre acest gen de activități. N-aș putea spune că mă susțin într-un fel, dar mă înțeleg. Totuși fac diferența asta, pentru că este destul de greu să stai de vorbă cu cineva care nu cunoaște un subiect și tu ai să-i spui o săptămână întreagă la rând același lucru și îmi dau seama de impactul ăsta. Dar am destui prieteni în această activitate cu care pot să vorbesc. Dar nu este niciun impact. Chiar n-am reușit să aduc niciun prieten la sală. Dacă stau să mă gândesc bine, fiecare sunt cu alte pasiuni. Noi aici, fiind vorba de pasiuni, sigur, respectăm aceste lucruri și... Da, spectrul e deschis, fiecare găsește. Da. Cum reacționează familia la programul, care înțeleg că e destul de strâns și vă mănâncă foarte mult timp? Da, pentru instructori, într-adevăr, și pentru practicanții extrem de pasionați care vor să fie peste tot la toate evenimentele care se țin într-o zonă geografică rezonabil apropiată. O paranteză. Aici devine puțin costisitor, dar astea le considerăm ca investiții. Nu sunt cheltuieli. Și opționale. Și opționale. Da. Eu mă consider foarte norocoasă, pentru că soțul meu mă susține și mă sprijină întru totul. Practică arte marțiale? Nu, soțul meu are alte pasiuni, cu atât mai mult pentru că nu practică și nu este implicat la fel de direct ca mine. Susținerea lui este foarte importantă. Noi participăm la seminarii de pregătire care de obicei se desfășoară în weekenduri. Cursurile noastre se desfășoară seara și
Din punctul ăsta de vedere n-am avut absolut niciodată nicio problemă. M-a susținut întotdeauna și, și familia mă susține, deși părinții în general au nevoie de ceva mai mult timp să înțeleagă exact despre ce e vorba și ce facem noi acolo și de ce suntem așa de mult plecați și de ce participăm la toate astea. Dar la sală la prima dată nu părinții v-au dus? Ați găsit sala singură? Eu am început Aikido când eram majoră și vaccinată. Am căutat-o, la fel ca și... Nu, dar la sport, la arte marțiale, nu neapărat. La arte marțiale, da. La arte marțiale m-au dus părinții. Nu mai țin minte exact dacă la cererea mea sau nu. Dar, da, m-au dus și m-au susținut și tocmai pentru că eu am un background în arte marțiale destul de lung, știau oarecum despre ce e vorba. Ba chiar au fost mai mulțumiți că Aikido, nefiind un sport de contact în sensul tradițional, cu pungi și picioare, e mai potrivit pentru o fată decât vânătăile pe care le aveam de la Kyokushin, nu care avea Kyokushin, nu vreo problemă, mi-a plăcut foarte tare, l-am practicat atâta timp cât am putut. Dar Aikido e un pic mai potrivit. Da, să sperăm că vor fi cât mai mulți părinții care vor proceda așa cum au procedat părinții dumneavoastră și v-au dus într-o sală de sport, într-o sală de arte marțiale. Absolut. Dar indiferent, în orice sport, în orice sală de sport din România, ar trebui copiii să-și petreacă măcar, eu știu, câțiva ani. Asta recomandăm și noi, nu Aikido în mod special, dar să facă mișcare. Dar suntem o țară care avem nevoie de sport, avem nevoie de mișcare, avem nevoie să avem generații sănătoase care să facă față provocărilor care le stau în față. Sigur. Timpul s-a scurs foarte repede, a fost o plăcere să vă am invitat, vă mulțumesc foarte mult. Să vă aștept și altă dată când aveți evenimente importante la care ați participat și aveți ce să comunicați telespectatorilor. Dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc încă o dată pentru răbdarea pe care ați avut-o cu noi și vă doresc să aveți o seară cât mai frumoasă.